Pompierii Argeșeni recomandă administrațiilor publice locale și cetățenilor respectarea următoarelor prevederi. Solicitarea de către cetățeni de la primăria a permisului de lucru cu focul, premergător desfășurării activităților cu foc deschis pentru această sărbătoare, se va impune cetățenilor respectarea prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI 163 din 2007 pe timpul utilizării focului deschis la arderea materialelor combustibile, efectuarea de către serviciile voluntare pentru situații de urgență a controalelor preventive la locurile stabilite pentru sărbătorirea focului lui Sumendru, urmărindu-se respectarea măsurilor de prevenire ale incendiilor, implicit și ale distanțelor de siguranță față de clădiri, păduri și gospodării. Utilizarea focului nu se va admite la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 metri față de materialele sau substanțele combustibile, cum ar fi lemnul, cărbunele, hârtia sau alte materiale combustibile, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare. Pe timpul controlelor preventive ale serviciilor voluntare, se va asigura informarea cetățenilor cu privire la modul de comportare în caz de incendiu, sancționarea de către primari a neregulilor constatate pe timpul controlelor efectuate în condițiile legii, înainte și pe timpul desfășurării focului lui Sumendru, pentru nerespectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor la sărbătoarea focului lui Sumendru, se pot aplica de către reprezentanții ISU Argeș sancțiuni contravenționale cu amendă de până la 2500 de lei. Pentru desfășurarea în bune condiții a acestei sărbători, pompierii argeșeni vor fi gata de intervenție la nevoie.